Ei bine, 3 plus radical din 19, minus, plus, minus radical din 19, n-am scris eu. Radical din 19 și minus 2, da. Și da. Acum se întâmplă. Așa. Și 3 minus 2 face 1. 6. Da? Exercițiul 2 de la pagina 46. 2 de la pagina 46. A. Radical din 2 ori radical din 18? Da, da, da. Radical din 2 ori radical din 18? Radical din 18. Egal cu? Egal cu radical din 2 ori 18. Așa. Egal cu radical din 36 și egal cu 6. 36 și egal cu 6. De acord. Radical din 3 ori radical din 12? Radical din 12, Anca? Radical din 3 ori 12. Radical din 3, radical din 3 ori 12. Radical din 3, 6. Și egal tot cu 6. Anca, pentru tine, radical din 3 plus radical din 12. Egal cu? Egal cu radical din 3. Așa, mai lungul. 3 plus 12. Niciodată. N-are. Niciodată. Numai la mulțire un singur radical. Dar la adunare sau așa rămâne. Rămâne. Așa rămâne. Așa rămâne cum este, așa. Așa îngheață, nu avem cum. Pe... Vrei să scrii? Mai dacă vrei să te apucăm de treabă, ne apucăm. Nu, domn profesor, avem temă. Avem temă. Nu, e păcat, ea vrea să... Zice, putem face ceva. Nu pot să... Vă știți bine că nu putem lăsa. Deci egal mai departe, Anca, cu radical din 3 plus, Anca, radical din... Ai zis în loc de 12 să zicem cât? Apro 3. Ce? Radical din 2. E bine, 4 3. Zice, dar 4 ori fac 12 și nu poți să încerci cu mine? Păi zic, 4 ori 3. 4 ori 3. Și cam mai departe cum? 50. Acum, când ai înmulțiri, Anca, de unde provin la înmulțiri? Dar 2 radicali. Adică radical din primul, radical din al doilea, da? Deci egal cu radical din 3. Ce-am pus 10, exact. Plus. Radical din primul, radical din 4. Ori radical din 3. Și egal cu radical din 3 plus radical din 4 cât face? 2. Plus 2 radical din 3 și egal în total, radical din 3 și cu 2 radical din 3 fac câți radical din 3? 3 radical din 3. Iată, meritați să vă uitați la ce am făcut, că este o chestie faină de tot. Da, voi nu v-ați încăpățânat și nu vreți să vă uitați la noi, e treaba voastră. Am crezut că extrageți radicalul, domn profesor. Și noi am crezut. Dar e mi-a venit cap asta. Poftim? Mi-a venit cap asta. Sau să scriu pe radical din 3 plus radical din 2 la a doua. Păi da, asta am făcut noi. Așa, da. 2 la a doua, adică 4 ori 3. Da, dar din prima dată, radical din 3 plus 2 ori radical din 3. Asta e, 2 radical din 3 și deodată fac 3 radical din 3. Asta am vrut să vă spun, că putem acționa, nu m-am pus să fac radical din 12. Ce încep să lucrez cu radicalii, radicali asemenea. Adică un radical din 3 și cu 2 radical din 3, fac 3 radical din 3. Până acum numai că s-au redus, plus, minus, plus, cât capam de ei. Da? Deci mergem mai departe și... Vedem alt exercițiu. Unde sunt acum? Radical din 2 ori radical din 5. Radical din 2 ori radical din 50. Radical din 2, da. Radical din 50. Radical din 50, zic. Avem radical din 100 și egal cu 10. 100 și egal cu radical din... 50 și egal cu 10. Și egal cu... 10. 10, sigur. Radical din 2 ori radical din 6 ori radical din 12. Radical din 2 ori radical... Din 6 și ori radical din? 12. 12, 3 radical. Da. Și după să fie și 7 și 9. Aceeași regulă. Aceeași regulă. O radical, un singur radical din numere de mulțite. Atenție numai la mulțire, dar nu la adunare, scădere, cum vorbim. 2 ori 6 ori 12. Egal cu radical din 12 la a doua.
26, 12. Păi, da, din 12 la 2. Da. Și egal cu 12. Și egal cu 12. Radical din 3, o radical din 5, o radical din 15. Egal cu radical din 15 la 2 și fac cu 15. Da. Deci... Ce da, la G? 28. A, la G? 21. Suntem la radical din 3, o radical din 5, o radical din 15. Păi ai 3 ori 6, o să fac eu vreo frumos, nu le-am spus și mie. Da? Radical din 3, o radical din 5. Radical din 3, o radical din 5, o radical din 15. Este egal cu radical din 15 la puterea a doua și egal cu 15. Corect. Cu 3 ori 5. Da, 3 ori 5, 15. 3 ori 5, ori 15. Da. Fac radical din 15 la a doua. Face 15. Radical din 40, o radical din 2, o radical din 5. Radical din 40. O radical din 2, o radical din 5. Egal cu radical din 400 și egal cu 20. E 40 ori 2 ori 5. Da. Am dat o înțeles. Bun. Ori 5 și face radical din 400 și face 20. Radical din 3, o radical din 7, o radical din 21. Anca? Da. 3 ori 7 ori 21 și 21 la a doua. Radical din 21 la a doua. Și 21 la a doua face 21. 21 la a doua și 21. Radical din 2 la a treia. Ori radical din 14, ori radical din 7. Cât e la așa? Și egal cu radical din... Egal cu... 2 la 3, ori... 2 la 3, tu dorești. 2 la 3, ori 14. Ori 7. Ori 7. Și egal mai departe cu radical din... egal cu radical din... 2 la 3, lasă. 2 la 3. Ori 2, ori 7. Ori 2. Ori 7, 14. Da. Și ori 7. Ori 7. Și egal mai departe cu radical din... radical din 8, din 6. Da, păi 2 la 3 ori 2 la 1 face 2 la 4. 2 la 4, da. Radical din 2 la 4. Ori 7 la 2. 7 la 2. Egal cu radical din 2 la 2 ori 7. Așa va veni. Dar mai este radical. Că tocmai da, e dispărut da. Radicalul și 4 împărțit la indice radical la 2 și 28. Da, atenție. Deci, practic, împărțim toți exponenții prin 2. 4 împărțit la 2 face 2 și 2 împărțit la 2 face 1. Da. Deci asta m-a înțeles un pic, dacă vreți să-mi explicați un pic lui Tudor, asta da. M-a înțeles el cum, de ce la a doua elimină... Bun. Deci la radical din 100 n-a înțeles de ce e 10. Bun. Dar eu i-am explicat. Ia să vedem, da... Radical, un pic, ca să fie clar, știi? Da, radical din 100, îl iau pe ăsta, da? Este egal cu radical, egal cu radical din 10 la puterea a doua. Și s-a zis că face 10, 10 da? Da. Păi, hai să extragem radical din 100. Cât ar face radical din 100? Radical din 100... Păi, adică cine la a doua 10. Face? 10. Deci clar că radical din 100 știi asta. Da, face 10. Acum privește asta. Cum ți s-a întâmplat că tu știi asta? Că radicalul 100 face 10. Da. Cum ți s-a întâmplat de s-a ajuns, a dispărut radicalul? Simplu. Indicele radicalului se înțelege că e 2 aici. Da, corect. Și 2 împărțit la 2, 2 face 1. 1. 10 la 1. Da, și este 10. Da? Am deci se împarte indicele ăsta la 2. Radicalul de ordine 2, știți voi deocamdată. O să vedeți că este radical de orice ordine. Da? Există radical și ordine 3 și ordine 7 și așa mai departe. E bine, în clipa de față voi face numai rădăcina pătrată în clasa 7-a. Și de aceea să fac primele noțiuni. Dar cât ar face radical, ca să ne înțelegem, cât face radical din 2 la a 6-a, ori 3 la a 4-a, ori 5 la a doua.
Ia, uite acolo, uite acolo. Cu ăla... A, o să zic. Egal cu 2 la 3 ori 3 la 2 ori 5. 2 la 3 ori 3 la 2 ori 5. Dacă ați înțeles asta, că practic se înjumătățesc exponențele la fiecare. 6 împărțit la 2. Se scapă de radical. Așa, așa s-a scapat de radical. Da. Așa, așa. Toți indicele împărțit la 2. Bun. Alt exercițiu? Acum să văd un... Gata. Exercițiu 3 de la pagina 46. Trecem la chestii, puțin mai serioasă. Puțin. Nu de 2 bani, ci de 3 bani. Când înțelegeți, vedeți și frumos. Radical din 3 ori radical din 6 ori radical din 50. Deci radical din 3. Da. O radical din 6, o radical din 50. 3 plus 3. Radical din 8 ori radical din 2. Cine face numărul? Eu. Cine? Eu. Anca. Mi-e doar să fac cu adică Anca. 6. Eu Radical din 3 ori 6. Ah, da, 6. Radical din 3 ori 6, Anca, ori 50, da? Plus. Radical din... Plus radical din 8. În cazul din 8 ori de aici. Și egal mai departe. Radical din 18 ori 50. Nu mulțim. Că știi de ce? De mult timp. Hai să descompunem. 6 e 2 ori 3. 50 este 5 ori 10. Deci zicem radical din 3 ori 2 ori 3 ori 10 ori 10 ori 5, 10 e 2 ori 5 și ori 5 împărate. E 10 ori 5. Și egal, plus radical din 1 8 8 ori 2 poți să zici 16. Adică 4 la 2. Da? 4 la 2. Sau fost radical din 4. Egal mai departe cu. Radical din, vorbește, te rog. Radical din 3 la 2. 3 la 2. Ori. Ori radical din, ori 2 la 2. Ori? Ori 5 la 2. 5 la 2. 3. 3. Plus 4. 4. Și egal cu? Nu știu, egal cu 3 ori 2 sau 5. 5. Deci 3 ori 2 ori 5, adică face 3 ori 2 ori 5 plus 4. Face 10 ori 3, 30, cu 4, 34. Nu? 2 ori 5, 10 ori 3, 34. Da? Altul? B. Radical din 7, ori radical din 14, ori radical din 2, minus radical din 64. Tu dorim. Egal cu radical din 7 ori 14 ori 2 minus radical din 64. Și avem egal cu, fac direct, mulțesc sau... Treaba ta, cum crezi că e mai bine? Eu n-aș mulți, că nu le-am cu mulțirile. Bine, deci vine radical din... 7 și ori 2 ori 7. Așa aș face, 14, 2 ori 7. 7 ori... Deci radical din 7, ori 2, ori 7, ori 2. Bună. Tu da. 2 și 2, ori 7 și 2 ori. Radical din 64. Care face, care face 8. Asta știi. Egal cu radical din... Egal cu radical din... Din 7 la 2. 7 la puterea 2. Ori 2 la 2. Păi 2 la 2 și 1, 2. 2 la 2. Minus 8. Minus 8. Și egal cu? Și egal cu 7 ori 2, 14, minus 8. 14. Egal cu 4. Nu, cu 6. 6, da? Bun. Următorul? Suntem la C. Radical din 125. 125. Ori radical din 20.
minus radical din 144. Anca? Mirun, hai, tu mă înjuri acolo. Radical din 20 ori 15. Radical din 20 ori? 15. Deci 15, mă, că ești 25. 15 ori 15? Vezi, de-aia te-am pus în gând. Da. 15 ori 15? 225. 15 ori 15? 225. Și cât dacă 225 nu-i, dar de-aia era o mulțire acolo. De-asta nu-i și-a mine. Aha. De eu de-aia te-am și pus. Da. A citit-o bine, domnul. Da, 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 da. Mi-a citit și mie gândul. Câți votate pe asta? Radical din 125 ori 20. Așa, 20 ori 125. Minus, ăsta este contravenent. 12. Și egal cu radical din 2500. Nu vreau să mulțesc. Nu, ți-am zis că n-am cu mulțirea. Așa, egal cu... Loc de 20 e cât, Anca? 4 ori 5. Da. Nu? Da. 4 ori 5. Și egal cu radical... Nu, 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 nu și egal. Înmulțit, mai am încă 125. Da, dar eu... Da, 4 ori... 5 ori... Ori... 15 ori... Da, 13 ori. Mi-am dat seama că e radical din 2500. Ori 5 la 3-a. Ori 5 la 3-a. E 5 ori 5 ori 5. 5 la 3-a. Minus 12. Și egal cu 2 ori 5 la 2-a. Radical. Sau 2 ori 5 la 2-a. 2 la 2-a. Ori 5 la 4-a. Egal cu 2 ori 5 la 2-a. Minus 12, Miruna. Da. Și egal cu... 2 ori 5 la 2-a. 2 ori 5 la 2-a. Minus 12. Și egal cu... Și egal cu 50 minus 12. Și egal cu 38. 38. Mergem mai departe. 3, 2, 4. Mama! Da? 3D. 3D. Radical din 2 la 3-a. Radical din 2 la 3-a. Ori radical din 2 la 3-a. Minus... Radical din 725. Anca. Radical din 2 la 3 ori 2 la 3. Adică un singur radical, da? Da. Din 2 la 3 ori. 2 la 3. Ori 2 la 3, încă o dată, nu? Asta la 2. Asta la 2. 2 la 6. Deci 2 la 6. Ori 2 la 3, hai să înțeleg toată lumea, minus... Radical minus 25. Minus 25. Și egal cu radical din 2 la 6, minus 25. Egal cu 2 la 3, minus 25. 2 la 3, minus 25. Adică 8 minus 25. Care îmi dă final minus 17. Da? Minus 17. Radical din 8 ori radical din 6 ori radical din 3. Radical din 8 ori radical din 6 ori radical din 3. Nu este clar. Imediat, imediat. Ori radical din 3 minus 2 radical minus radical din 256. Imediat. Nu era bine și nu știu de ce. Unde? La exercițiul de sus. Ăsta. Hai să vezi așa. A fost radical din 2 la 3 ori radical din 2 la 3. A zis radical din un singur radical 2 la 3 ori 2 la 3. Da. Care face 2 la 6. 2 la 6, da. Și radical din 2 la 6 împărțim prin exponentul prin 2 da. Și vine 2 la 3. 2 la 3 minus 25. 5. Și vine... 8 minus 25. Da, am înțeles. Da? Da. Hai să fă cum trebuie. Da. Foarte important să se oprești și domnul profesor să te explice. Tudore, ai curaj să întrebi. Exact. Domnule, nu e clar acolo. Ca să elimini greșeala. Da. Mi-e da? Gata. Și zice, egal cu radical din, un singur radical, Anca. Egal cu radical din 8 ori 6 ori 3. 8 ori 6 ori 3. Minus 16. Minus 16. Și dăm mai departe cu radical din? 2 ori 4. 2 ori 4, poți să zici așa, 2 la 3. Sau 2 la 3. 2 la 3, ori 2 ori 3, pe 6-le, pe 6 l-am așezat, 3, ori 3, 3, minus 16. Și egal cu radical din? Radical din 2 la 4. Da.
ori 3 la a doua. 3 la a doua. Minus 16. Egal cu? Egal cu radical din 2 la... Egal cu 2 la a doua ori 3 minus 16. Minus 16. Egal cu? 4, 3, 12. Minus 16. Minus 4. Minus 4. Următorul? Radical... Care? E. Așa, radical din 8, dar l-am dat eu, Miruna. F. 3 minus... 3 minus... Radical din 48... Minus 4 și nu minus 14. Șt. Radical din 48... Ori radical din 3... Plus... Radical din 121. Da, eu am greșit. Egal cu? 16. Fac eu? Da. 3 minus ridicat din 48 ori 3. Da. 3 plus 12. Plus 11 ceva. Plus 21, 11. Da, 11. 144 era 12. Egal cu? Egal cu 3 minus... 3 și cu 11, 14, ca să mai termin. 14. Minus? Minus radical din 48. Nu am mulțire. Eu nu știu, ți-am zis cu mulțirea. Nu le am. La 14 cât? Minus radical din... Cât, mă? Cât, ori, cât se facă 48? 6 ori 8. 6 ori 8. Scrie și eu, 6 ori 8. 6 ori 8. Ori 3. Ori 3. Egal cu 14. Egal cu 14 minus. Radical din. Radical din. 6 umblu și la el. 2 ori 3. 2 ori 3. Da. Ori. 8, dacă știi deodată, e 2 la 3-a. 2 la 3-a. Ori 3. Ori 3. Egal cu 14 minus. Radical din... 2 la a câta? 2 la 2-a. Nu, la a 4-a, mă. Că 1 ăsta și cu 3 fac 4. Da, 2 la puterea a 4-a. Ori 3 la puterea 5-a. Cum e la 5-a, mă? 1 și cu 1 fac 5 și 1 la 5-a. Deci cu 3 de sus? Este glumina. Unde-i 3? Care 3? 2 la puterea a 3-a. Păi 2 la 3-a l-am lucrat, bă. 2 la 1-a ori 2 la 3-a copiam baza și adunăm exponenții. 1 și cu 3, 4. 3 la puterea a 2-a. 3 la a doua. Și vine egal cu 14 minus radical din 2 la a doua ori 3. Și egal cu 14 minus... Minus 14. Minus 12. Minus 12 egal cu 2. Egal cu 2. Și? Mama. Acum am văzut. Minus 5 plus radical din 27. Ori radical din 6, ori 2, radical din 2. Cine lucrează? Anca? Anca. Minus 5 plus radical din 27. Adică, da, 27 mulțit cu zi, zi, zi. Ori? Ori 26. Ori 6, da. Ori 2. Și egal mai departe, ori minus 5 da, plus... Da. 3 ori 9. 3 ori 9, da? 28. Sau 3 la 3 deodată încă. 9 și ăla e 3 la 2, deci 3 la 3 este. 3 la 3 ori. La 6 umblăm. 2 ori 3. Ori 2. Și egal cu minus 5. 5 plus, radical 5 din 0, radical din 3 la a 4-a. 3 la a 4, bine. Ori 2 la a 2. 2 la a 2. Și egal cu minus 5, 5 plus 3 la a 2-a. Da. Ori 2. Da. Cu minus 5
6. De ce 6? Întâi 3 la 2 trebuie să faci. 3 la 2, 9. 9 ori 2, 9 ori 2, 18. Deci se ridică la puteri și se mulțește prin adunările. Dacă te gândești să faci minus 5 plus 9, e prostie. Deci vine minus 5 plus 9 ori 2, 18. Și face? Egal cu 13. Egal pozitiv. Da. Ca și cum zici 18 plus 5. Privește invers, 18 plus 5, 13. Da. Mi-am amintit patru. Radical din 18, împărțirea radical din 2. Zic-o. Egal cu radical din 9 și egal cu 3. Radical din 18 împărțit la 9. Adică 18, 18 împărțit la 9. Păi ca să ți toată lumea. Da? Și faci radical din 9 și egal cu 3. Haideți să notăm proprietățile astea, că trebuie să le știm. Dacă nu știm proprietățile copiii, nu avem nicio șansă. Deci ce am înțeles eu așa până acum? Anca, să reținem asta, că radical din A ori radical din B e egal cu radical din A ori B. Adică produsul a doi radical înseamnă un singur radical din produsul lor. Sau invers poți să citesc egalitatea. Radical din produs înseamnă radical din fiecare. Am înțeles că radical, cum mi se dă, radical din A împărțit la B, împărțit la radical din B, egal cu radical din A împărțit la B. Din A împărțit la B. Astea două să le am literă de lege. Niciodată, niciodată, da, niciodată, radical din A plus sau minus B, să zici ce egal cu radical din A plus sau minus radical din B. E din nota 2. 2 jumătate. Nu, două unități. Așa, chiar așa spuneam tot timpul la elevii mei. La loc două unități. Da, când e... Până la 2? Da, cu ușurință... Da? Cu ușurință groaznică. De ce? Păi cum, îl vedeam cu o greșeală de asta? La loc două unități. Nimic. Păi asta e situația. Ori suntem... Știi, Mirona, vine acum să spun un lucru. S-a ajuns atât de greu. L-am auzit pe cineva, nu-i dau numele, ieri discutau. Că zice, stau în prima bancă ca să pot copia. Domnul profesor, ziceam în glumă eu, domn profesor. Doamne, la tine mă refer. Ziceam în glumă, domn profesor. Ascultă-mă. Ascultă-mă, tu ai sărit acum. Da. Nicăieri, ca în România, nu există o tehnică de asta de a copia. Încă de mici copii, școala le înlesnește asta și ajung prim-ministri și fac ce fac? Copii. Asta fac. Plagiază copii. Da? Deci copie. Și se plătește copiatul, se plătește hoția. Am citit astăzi un mesaj, n-am timp să-l citesc, dar am căzut așa pe un mesaj, foarte, foarte multe mesaje. Și o să dau un profesor. În afară de matematică, dumneavoastră cultivați niște calități morale extraordinare. Sunteți un luptător împotriva hoției. Corect. În România, hoția se plătește. Corect, da, așa e. Este fantastic. Dar bani dacă tu faci un copil pe ești, cu domnul îi dă cineva. Păi da, el de mic, de școală, că dacă i s-ar da sarcina mai ușoară, că doar și toată povestea, el este pus în situația de a nu putea face față la atâtea solicitări și atunci nu-i rămâne, zice, nu pot fi bun la toate obiectele. La celălalt ce să fac? Văd cum vă strigă, mai copii. Copii, da? Și așa asta este o, cum să spun, o racere atât de mare și se rădăcinează în sufletul lui, încât nu are decât preocuparea să dea copii acolo. Dar nu-i rămâne nimic în cap, să știți. Nici copiii. Și nici învățând chestii tâmpițești care să le memoreze. Acum trebuie să spun un lucru, este grav ce se întâmplă, pentru că el găsește totul pe internet. Tot acum. Da? Și la română, ca să-și facă tema. Tot. Da? Copii de acolo. Da. Și el pur și simplu... Aici nu rămâne nimic. Zero.
nu mai citești o carte, nu mai faci nimic, nimic, nu mai analizezi deloc, nimic, nu treci prin... Păi de asta, sau... Da? Deci, de aceea... Generațiile se pierd, copiii nu mai vin buni, vedeți, olimpici, din ce în ce mai puțin... Din ce în ce mai puțin, da, da. Este drama poporului acesta, pentru că el a învățat să copii. Povestea ceva că s-a dus în Germania la muncă. Și l-a luat pe ăla să muncească o zi, să planteze roșii. Da. La grădinărit acolo. El românul a rămas surprins când a văzut că femeia aceea care l-a luat pe ăsta la muncă o cultivat, o plantat roșii cot la cot cu mucanul. Deci el era învățat să stă, uite, el ceară, să mai fumeze o țigară, să mai întoarcă, să mai sucească. Ei, corectitudinea nemțească este bine. Proverbială. Exact. Dar de ce? Pentru că ei au învățat să fie corecți încă din școală. Ori noi învățăm să fim incorecți. Asta e drama. Știu. Oh, ce revoltați sunt pe chestia asta. Eu știu, domn profesor, mă înțeleg. Da? Deci din cauza asta am ajuns acum să creăm așa... Profesorii sunt niște șmecheri, ei sunt cei care cultivă hoția. Și pentru... copiii n-au decât de pierdut. Da, da, de modelele din față. Modelul din față este ăla pe care îl văd. Da? Corect. El e fals și atunci care-i profesor? Vin la meditație, el face exercițiul, acela care face copilul la meditație. Da? Îi creează o frustrare imensă și atunci... Asta e hoție. E hoție pe față. Și de aceea în familii copiii văd că trebuie să te descurci, să fii șmecher, n-are importanță, nu trebuie să fii corect. Da, sigur că da. Șmecher zice, te poți câștiga banul, să iasă banul și cu asta basta. Asta e marea dramă. Când se va așeza lucrurile, se vor așeza odată și când vom fi puși, vom fi măsurați ce știm să facem și nu-i departe, atenție, că nu putem cădea continuu. Va fi și un moment de adevăr. Atunci va fi o dramă pe poporul ăsta. Uitați-vă cum copiii, dacă înțeleg, uitați-vă cum merg, cum vor. Este o plăcere, da? Da? Și cum se bucură că n-au venit aia de 11 și că mai poate să stea. Mai stăm, da? Uitați, vedeți? Uitați-vă un pic, domn profesor. Da, 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 da. Este o realitate a ceea ce înseamnă că atunci când ai înțeles ceva, te prinzi și trăiești bucuria aceea lucrului pe care îl faci tu. Da? Apropo de asta, numai o jumătate de minut, mă întrebau alții și spuneau așa. Și totuși, alții, chiar și prieteni de mine, și totuși, profesori, care este suportul tău interior? Cum de poți munci atât, de atâția ani de zile, gratuit, fără să te gândești deloc să fii renumerat? Care e motivul? Că nimeni în ziua de azi nu se mută un pai decât dacă îi dai bani. Corect. Da? Care este? Simplu. Este dragul acesta de a învăța pe cineva ceea ce tu să știi, știi să faci, și bucuria de a lăsa ceva în urmă. Corect. Este imens asta, nu știu cum vă dați seama. Corect. Și pentru asta fac investiții, tot ce se poate ca să... Vedeți, aparatura asta, tot ce am ajuns, este luată cu sudoarea muncii mele, cu sudoarea frunții mele, cum să spun așa. M-a costat 130 milioane aparatura asta. În banii aceia care vorbim noi. Da, te rog. Da. Deci, da, domnul profesor, așa este. Radical din 27 împărțit la radical din 3. 27 împărțit la radical din 3. Da. Am putea, zic tu cu eu. Radical din 27 împărțit la 3, egal cu radical din 9 plus 3. Egal cu radical din 9, egal cu 3. La ultimul. Da, ca jumătate. Radical din 108 împărțit la radical din 3. 108 împărțit la radical din 3. Și egal cu? Radical din 108. Cine zice? Anca. Egal cu 108 împărțit la 3. Radical din 36. Care face 6. Altcineva. Radical din 12 împărțit la radical din 3. Este egal cu radical din 12 împărțit la 3, care este egal cu radical din 4 și egal cu 2. 12 împărțit la 3 și egal cu... Radical din 4 și egal cu 2. Egal cu 2.
Radical din 75 împărțit la radical din 3. Radical din 75 împărțit la 3 și egal cu radical din 25 și egal cu 5. Da, te rog. Radical din 98 împărțit la radical din 2. Este egal cu radical din 98 împărțit la 2, care este egal cu radical din 49 și este egal cu 7. Da? Minus radical din 192. Minus radical, radical din 192 împărțit la radical din 3. Minus radical din 64. Minus radical din, lăsăm afară. 193 împărțit la 3, 64. 193 împărțit la 3. Și egal cu minus 8. Minus radical din 100. Minus radical din 64. Și egal cu minus 8. Corect. Radical din 405 împărțit la minus radical din 5. Împărțit la minus radical din 5. Este egal cu radical din 405 împărțit la minus radical din minus 5, care este egal cu și este egal cu radical din minus 81 și egal cu 9. Atenție. Minus 9. Atenție. 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 Deci radical din te urmăresc pe tine. Radical din 405 împărțit la minus 5. Împărțit la minus 5. Împărțit la minus 5 aici, da? Da. Minus 5 aici, da? Și ai zis egal mai departe cu radical egal din... cu radical din minus 81. Minus 81, da. Și egal cu minus 9. Măi... Dar radicalul știi să lucrezi din numere negative? L-ai nebunit. El lucrează numai din numere pozitive. Este cineva care l-a pătrat să facă... Atenție! Este cineva care l-a pătrat să facă negativ? Deci, fii atent, când îl pui pe radical, l-ai nebunit. Mai degrabă îi dai două palme. Radicalul, adică să-l pui să lucreze dintr-un număr, n-are cum, că nimic la pătrat nu spate. Deci greșeala mare este aici. Am scris așa, minus, deschid pare. Ăsta este pozitiv, ăsta e negativ, un număr pozitiv la unul negativ face minus. Parantez rotundă, radical din 405 împărțit la 5. Așa, rămâne minusul afară, da? Da, adică minus radical din 405 împărțit la 5. Adică egal cu minus radical din 81. Radical din 81. Și egal cu minus 8. Așa. Ia uite, Tudor, nu ai zis nimeni niciodată la clasă că radical nu poate să fie negativ. Nu ți-am zis? Băi, dar hai să zic eu acum. Acum e la convenire. Da. Păi dacă nu ți-o zic eu acum, să te conving. Tot minus mă udă, dar nu așa. Să te conving, mă. Uite, mă, radical, tu ești așa, radical din, ar fi din minus 4, după tine, după, da, face minus 2, da? Da. Bun. Ca să fie adevărată chestia asta, înseamnă așa din ce am învățat. Ăsta de aici trebuie ridicat la pătrat și să dea 5 sub radical. Nu? Că radical din 16 cât ai zis face? A, și minus la... Minus 2 la pătrat, minus 4, nu-i minus 4. Este 4, da. A, ce da. Ciudată, măi! Da, eu da, domn profesor, minus 9. Păi da. Știi că, apropo de asta, apropo de azi, mai devreme cât ai fost plecat, e greu așa. Eu când găseam câte o greșeală de asta, înseam la loc 2. Cum? Da, doi pune pe loc. Deci la clasă, când găseam pe un elev care face o gafă de asta, și la loc și el pleca și două unități. Da, două unități. Da, știa că e de doi. Deci produceam șoc. Ori înveți și ești atent la ce spun, ori doi, nu se știe, e făcut o greșeală, ai luat doi, rapid. Ca numai așa înțelegi că trebuie să fie atent. Pe la mine, ori credeți-mă, nimeni nu îndrăznea să plece de lângă mine. Cu gândul, bineînțeles. Da. Deci cei 30 care erau, sau 35 care erau în clasă, când intram în clasă, erau conectați la maxim cu mine. Eu vă cred. Și în toată perioada asta, dacă cineva mă părăsea, era ușor descoperit cu mine. Că mi-a dat Dumnezeu un dar. Deci eu nu mă pot împăca, adică fac niște eforturi maxime, cu bunul el se joacă. Da, da. Pentru mine este o chestie foarte grea, dar, sau să întoarcă capul, sau să fac ceva mai mult, n-avea cum. Dar nu făceam obligatoriu. Doar le spuneam la început, copii,
mie mi se întâmplă următorul. În momentul în care intră la ore, eu fac legăturile, cum v-ați imagina, știe, fire care s-au legat. Cu fiecare dintre voi. Da, da. În capul meu se fac conexiune așa cu fiecare. Și atunci, eu, pe ecranul meu, pe ecranul minții mele, orice părăsire a voastră se simte. Uneori, dacă se întâmplă că e unul sau doi, fac efortul să nu mi rup lecția, din nevoia de a avea continuitate. Dar dacă lucrurile se agravează și trec de la 3 sau 4 în sus, atunci opresc lecția. Și fac din asta un caz atât de grav, încât data viitoare, dacă se mai repetă, n-ai ce mai căuta la mine la ore. Când mă vezi că sufăr, când mă vezi că pe mine m-ai deconectat, m-ai distrus ora. Și starea afectivă este modificată. Normal. Da? Deci eu nu falsez. Eu chiar trăiesc momentul acela. Și atunci a fost foarte tare convins că asta este... Dacă la o stare mea din nervi și... Păi mai mult de din nervi, ăsta adică ăștia nici nu mă urmăresc. Dar pierd din lecția, pierd exact. Din firul lecții, din ce l-am conectat. Așa cum face și doamna profesoară de română și eu... Păi așa este, așa este, dai seama. Ca profesor că nu mai... Rupești pe firul, mai știi. Sigur că da, deci profesorul dă peste cap ora aceea și calitatea este alta și așa mai departe, totul este făcut praf. De aceea mă stimulează când mă oprește cineva și spune aici și n-am înțeles. Corect. Este extraordinar pentru mine. Atunci eu zic, stop, trebuie să fac eforturi și mai mari. Trebuie să găsesc soluția de a mă exprima cât mai plastic, cât mai pe înțelesul lor, că și iată, asta este conectat la mine, este o dovadă că este conectat și el vrea să înțeleagă. Să știe, corect. Să știe. Atunci eu fac efortul maxim. Efortul maxim. Mai am. Da. Era 192, radical din... 192? Așa, poate am scris eu greșit. 192, astfel de acolo. 192, da. Și de aceea vine 64, da. Bun. Bine. 5 de la pagina 46, domn profesor. Aveam colegi care spunea, avem ce treabă, îi punea unul sau doi sau trei sau așa, așa relaxat, trei la doi. Dar eu când îi spuneam doi, sufeream. Nu-i bună aia, nu, uite, ia de acolo. Deci sufeream, eu îmi spuneam cu durere. Era o chestie, mă afecta extraordinar. Domnul profesor, îi lăsați corigenți? Da, lăsați corigenți și repetenți. Era obligatoriu. Dacă nu i-ați fi lăsat, nu reușea să-i țineți conectați. Nu, din munca aceea care desfășuram, Foarte bine îi făceam. Nu puteam să trec așa cu ușurință. Deci eu chiar mă ardeam. Corect. Deci în fața clasei eu ardeam, pur și simplu. Nu vrei să fie acolo nimic, corigent. Aveam la... În clasă era foarte multă vreme. Da, ia stau. M-a avut totdeauna oameni care au ieșit ingineri. Ei, da. La seral. Și când am apărut la seral, s-a făcut ordine. Păi cu dumneavoastră, dar în general... Până acolo niciodată. Păi asta zic și eu. Liceul la Petrol, liceul de Petrol, ca să ajungă la seral să ia oameni, în primul an când am intrat, la seral m-am avut ingineri. S-a schimbat totul, complet. Dar aveam tot timpul, cum să spun, o stare de muncă după mine, care este asta care o vedeți acum. Ca să fiu foarte corect. Deci la momentul când a fost cu tremurul, aflam cu creta în mână și cu... Ăla de zi, da. Ăla din 77. Din 77, nu știu, era cramită. Era cramită. Era noapte. Noapte, la unul era la seral. Ce, i-am învățat la ora 9? La seralul se făcea la 6 la 10 seara. Da. Că ei vineau petroliști ăștia din munți. A, dacă ăștia veneau de la servici. La sonde. De la servici. Ei alergau de acolo, da. Seral, pentru că erau oameni care n-au la bacul. N-au făcut liceu. Cursurile de seară. Da, și făceau seara. Deci era liceu de zi și liceu de seară. Seral. Dar erau oameni mult mai în vârstă, domn profesor. Nu mai în vârstă, ca mine eram copil, eu eram la 22 de ani și jumate, am fost profesor. Exact. Deci aveam oameni... Deci să înțelegeți, erau copii de seama voastră. Da, da. Oameni care aveau servicii, da. Funcție personală și erau sondori cunoscut. Așa. Ei, aia știu altă să asculte, domnul profesor. Da, am avut niște lucruri clare puse. Băi, fără șpiț. Asta.
că era o problemă complicată, ei mai veneau și eram... Vă dați seama, mai veneau și o bere. Dar în fără băuturi. Când pe mine mă vedeți că am intrat la voi și miros alcool, mă dați afară. Și vorbeați afară fără comentarii. Asta era, a fost clar. Condiția. Da, corect. Condiția. Și așa am făcut treabă cu ei extraordinar. Și acum, deci, stilul în care am făcut, vă spuneam cu Paul, cu Creta și cu buretele, vine cu tremurul, eram într-un negheșițiu, am ieșit, eram la etaj, am ieșit cu toții așa și ne-am întors înapoi și ne-am continuat negheșițiul. După cu tremurul ăla? Da. Deci ca să vedeți cam cât câtă dăruire era. De ce facem într-un profesor? Ne facem și facem negheșițiul. Că poate să cadă toată pe noi. Soția era acasă cu Cristi. Era Cristi foarte era mic. Da? Deci dacă eu șapte. Aveam... Era, Cristi avea un an și el e 76 născut. Eu 73, vă dați seama, era mai mare din și era mic. Și el, soția era o stat în ceilală. Și eu n-am alergat, nu erau telefoane, n-am alergat acasă, vedem ce se întâmplă. Bine, bine, mă turisesc asta ca unul care a făcut-o. Da? Deci m-am întors înapoi. Dar tot un ABTX măcar să dați un telefon? Nimic, nimic, nimic. N-am făcut de ora. Am să dorm în clădirea? Nu, la Bacău, asta nu prea o. Nu a fost atât de putere, dar da. Oricum s-a simțit. Da. Foarte bine, eu foarte bine. Eu m-am curat, de exemplu, m-o legă în acoapă. Eu asta am zis, mama, ne-a legat în pace, mama! Dacă ai rămas cu tremur, dar ai simt ca pe pace. Am crezut că te-ai fost unul de cinci, unul de cinci. De ce v-am spus asta? V-am spus apropo de faptul că tot timpul m-am dăruit. Asta-i, da. Și atunci am cerut. Iar cei de la Seral care nu aveau, nu vreau să muncească, au depășit efortul meu maxim și el nu se mai putea agăța. Chiar fusese învățat de profesorul de până atunci, că l-au luat toate clasele când am trecut la Seral. A 9, 10, 11, 12, 12 și 13, că sunt 13. Da, 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 știu. Așa. Dar an mai mult. Ei bine, ei care fusese învățați cu profesorul acela, mergeau la șpriț, nu știu ce, nu știu cum, bișniță, îți plăteau ora, domn profesor, nu știu ce, uite, de ursul. Atunci sunt un lemnit. Ce se făcut? Merge cu el pe chestia de corupți, să-l corupi? Nu. N-ai ce faci. Ce să faci cu asta? O înveți sau nu? Și mi-am amintesc că așa am lăsat de clasa a 13-a 8 corigenți pe vară. Din clasa aceea 8 corigenți pe vară. Și sigur au rămas 7 repetenți. Din 8, deci unul trecut. Unul trecut, 7 repetenți. Și anul următor m-am dus, asta se întâmpla în 76, în 77 m-am dus și eu la țară, n-aveam mașină, n-aveam nimic în sfârșit. Și din gara Comănești trebuia să iau trenul, să mă duc pe la țară, să iau și eu câte ceva din, mă rog, de pe la părinți, pentru mâncare, pentru... Era foarte greu, ne-am trezit cu un gemadan. Acolo doi tineri, amândoi profesori, foarte, foarte dificil. Și atunci, în gare, asta vreau să spun, în gare, era pe care am lăsat repetenți, un namele de om, era și el acolo în gare. Eu când am văzut, mă turisesc, m-a luat cu frisoane, eram în puște, eram slăbuț, eram micuț, așa. Statura, așa, da, aveam 70 ceva de programe, așa. Și m-am băgat în un grup de oameni și zic, băi, vine ăsta la mine și îmi dă două acum, de nu mă văd. Țin minte toată practica, domnul profesor. Să practica. Profesorii care aveau îndrăzneala pe timpul comunismului să lase corigenți, o șomăriou. Da, îl mai ghesuia. Era elezii. Da. Și foarte bine și el. Forța prostia. Da. Bun. Și în momentul acela, m-am băgat așa și el a venit până la mine și m-a citit că eram în panică și a zis, domn profesor, stați liniștit. Vă felicit pentru felul care faci treaba. Colegii mei sunt studenți. Vreau și eu. Nu, colegii mei sunt studenți. Eu am rămas repetând, nu că dumneavoastră nu v-ați făcut treaba, că n-am știut. Că n-am învățat, corect. N-am învățat. Vă felicit pentru felul care vă purtați cu ele. Și corect, tu te dați tot. Atunci nu venea să cred. Nu venea să cred că omul acesta a avut puterea
să recunoască meritul din primul rând. Da, să recunoască. Nu părea rău că îți fac o. Nu. Deci, trebuie să înveți dacă vrei. Eu mi-am făcut treaba. Adică, Miruna, vezi, am cântărit totdeauna așa. Apropo de asta, mai trec la că vreau să vă povestesc. Și continui lecția, că văd când mai vine. Nu mai vine la 11, mai lucrăm. Că acum nu mai stai să mai fie obosit, domn profesor. Da. Nu mai avem presiunea asta, nu? Anca este obosit. Da, vă mai spus, nu, că dacă am deconectat-o prin poveștile mele. Printre alții avem un șofer mecanic. Și un mecanic auto, printre ei. Dar ăsta era căsătorit, avea 4-5 copii, nu știa mai nimic la matematică. Era clasa 11, așa că o văd. Eu îmi căuta să-l pot ajuta, să trag de el, dar să înveți măcar semnul algebră. Ce să fac eu la clasa 11 dacă nu știi semnul algebră? Păi n-am cum să te ajut, măi. Păi n-am cum să prieteni putem să fii, fă să fii frate, mă, n-am cum să ajut. Domnul profesor, dar trebuie să trec și eu, că nu știu ce, am casă greacă, copii, nu știu cum. Ai dreptate, mă. Sufletește, sunt marcat. Dacă în fața clasei, eu ce să fac acum? Pe unul îl las, pe unul îl trec, cum pe tine să te trec și pe altul să-l las. Nu-i drept, în fața lui Dumnezeu, nu comit o greșeală. Până la urmă, nu știu, pe la măihărită până în clasa 12 și nu am lăsat repetent. Că n-am mai putut. Și acum, anii au trecut, el are vreo 12 copii, așa, și este preot. Da. Înseamnă că a terminat, a făcut și undeva a terminat. Da. Nu știu, deci eu l-a terminat, dar nu mai terminat cu mine, că eu l-am lăsat. Cineva în urmă nu trecut. Da. Vreau să devin preot. Și acum... Ați ajuns la el, să nu spuneți. Nu, nu. M-am întâlnit cu el și așa, domn profesor, nu știu ce, haideți să vă duc la mine, pe acasă, vedeți biserica, am făcut-o eu, mâinești, nu știu ce, nu știu cum, m-a dus pe biserică la el. Haideți la mine acasă, nu se poate să nu vedeți, nu veniți. Așa, am cei 12 copii, am profesoară de matematică. Una dintre copii, o fată, e și profesoară de matematică. Mă zic, dar eu nu mai țineam minte dacă l-am trecut să repetent, că l-am lăsat destul de repetent. Așa. Și până la urmă întreb, numele nu mai știu, măi, spune-mi, măi Costică, să zic așa, măi Costică, pe tine te-am trecut sau te-am lăsat? M-ați lăsat un profesor. Și din 12 copii? Da, unul e profesor de matematică. Deci, și-am stat și profesorul, ești profesorul și mi-a spus că început, eram la început, așa au început să urmărească filmul pe Prof Online, spunea că cât de mare ajutor le dau și lor profesorilor cu ocazia asta. Pentru că și ei la rândul lor, zice, ne ducem la clasa acolo, profesor, și ne trezim în situația aceea că facem o problemă pe care o învățăm de acasă. Deci stilul dumneavoastră, zice, dacă l-am putea împrumuta toată lumea, ar fi altceva. Școala s-a schimbat. Corect. Așa că v-am spus povestea asta apropo povesti. De... Foarte fain. Da? Hai să vedem. Minus radical din A. Minus radical din 864. Minus radical din? Gata. Minus radical din 864. Gata. Da. Împărțit la... Deschideți paranteză. Minus radical din 6. Închideți paranteza. Minus 30. Egal cu... Anca. Miruna, fi rog. Corect. Egal cu minus... 800 radical din 864 împărțirea 6. Că minus pe minus la împărțire face plus, ca să înțeleagă toată lumea, da. Atunci vine radical din 864 împărțit la 6 minus 30. Și egal cu? Și egal cu 864 împărțirea 6, calculăm. Egal cu 144. 144, adică minus 30, adică radical din... Adică 12 minus 30. Și este egal cu minus 38. Ei, da. Minus 8. Da, minus 8. Păi ai 12 minus 30. Ca să vă mai dau încă o... Din clasa lui Cristian am început cu 35 de ele, clasa 9-a, și am terminat cu 19. La zi.
La zi, da. Deci, mai mult. Da, așa bine. Era pe timpurile alea, se lăsa. Acum nu se mai lasă. Acum nu prea mai voie. Dar mai este seral acum, domn profesor? Mai este, da. Da? Mai este seral acum? Nu mai știu dacă nu... Eu n-am mai văzut de aia zi. Bine, 24 minus radical din 363. 24 minus radical din... 363. Da. Împărțirea radical din 3. O să chiar urmăc? Da. 24 minus radical din 363 împărțit la 3, care dă 121. Radical din 121. Și vine egal cu 24 minus 121 vine 11 și egal cu 13. 13. Vezi, mă, că nu degeaba v-am pus să învățați pătratele perfecte. Da? Vezi, foarte ușor, da. Rapid, dar ce, da. Mergem mai departe. Minus 32 plus radical din 338 împărțit la radical din 2. O să achiu? Păi stai așa, da. Să zic. Ora s-a dus. Dacă s-a dus, facem fișierul. 56. Da. Facem.